Salutare din Târgoviște! Salut! Ne aflăm la Curtea Domnească, un monument istoric destul de important. Târgoviște și Curtea Domnească datează încă din secolul XIV. Orașul Târgoviște a fost capitala țării românești timp de mai multe secole și aici la Curtea Domnească au avut reședința mai mulți voievozi ai țării românești, printre care Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, Vlad Dracul, Vlad Țepeș și alți domnitori ai țării românești, aproximativ 30 și ceva de voievozi și domnitori ai țării românești. La interior sunt mai multe obiective turistice, printre care și o biserică și reședințe vechi construite de aceștia. Vedem în ce stare sunt și vă vom vorbi despre ele la momentul respectiv, când ajungem în dreptul lor și le vizităm. Da. Așa că haideți cu noi la un mic tur al Curții Domnești, să vedem ce găsim aici. Haideți! Haideți! Încă de la intrare avem numele celor conducătorilor care au rezidat Curtea Domnească din Târgoviște și, după cum am spus, avem Mircea cel Bătrân, Mihail, Vlad Dracul, Vlad Țepeș și așa mai departe. Mihai Viteazu, Radu Mihnea, Constantin Brâncoveanu. Haideți! Și am intrat în curte. Biletele costă 15 lei de persoană. Și ne îndreptăm spre muzeul tiparului. Da, ne îndreptăm către muzeul tiparului și a cărții românești vechi. Da, curtea este destul de îngrijită. Da, avem aici mai multe pietre funerare. Acestea sunt vechile ziduri ale cetății. Aici avem o casă destul de mare. Aici muzeul tiparului. Muzeul tiparului, da, este aici. Și acolo avem o mănăstire mică. Haideți să vedem cum arată la interior. Aici avem Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, care se află în Casa Aramă, o clădire care a fost reconstruită din temelii și care de-a lungul timpului a fost folosită ca internat școlar și în primul război mondial a fost sediul comandamentului german. Să vedem cum arată și la interior. Okay. Da, cred că este doar la parter este muzeul. Se vede că a fost reconstruită, arată foarte bine și este declarată și monument istoric. Uite aici, între vizitatori, dar hai să luăm pe potecă. De bijuterii pentru acte, de fapt. Uitați aici o carte veche, cum am scris. Wow! Obiectele de mobilier sunt deosebit de frumoase.
Întâlnim cărți foarte vechi, care datează de la 1640. Noul Testament, Evanghelia, Cazania lui Varlam. Da, din păcate, nu înțelegem ce scrie aici, pentru că este folosit alfabetul chirilic. Alfabetul chirilic era folosit la scrierea cărților, a documentelor înainte de anul 1860, cam așa. După s-a adoptat cel latin, alfabetul latin. Aici sunt cele două situri vechi, păstrate așa, în original. Aici era un atelier de tipografie, oare? Da, tiparniță. Uite, tiparniță. Și aici cum scriau. Frumos. Da, acestea sunt vechi, adică chiar se văd. Foarte interesant. Și lemnul. Deci îl avem pe Constantin Brâncoveanu și Neagoi Basarab. Aici avem Biserica Sfânta Vineri sau Biserica Sfânta Parascheva și mai este cunoscută, are mai multe nume, printre care și Biserica Domnească Mică. Este singurul monument cunoscut până în prezent în arhitectura țării românești, datând încă din secolul XV, care este păstrat întreg până și astăzi. Lângă biserică avem un alt monument, anume Casa Bălașa, care reprezintă o construcție civilă cu valoare de unică în arhitectura Târgoviștei. Aceasta a fost construită în 1656 la inițiativa doamnei Bălașa, și potrivit scrierilor de la intrarea în clădire, de pe peretele sudic, aceasta a fost construită ca să fie loc de odihnă pentru creștinii care cad în revenie, un fel de azil. Aici avem scrisul încastrat, despre care vă spuneam, în piatră, care ne spune că locul era un azil. Acum este folosit, cred că, pe post de birouri, dar nu avem acces, din păcate, și nici la biserică, că este în renovare, cred. Așa că, din păcate, nu putem filma, doar de la exterior. Ne continuăm plimbarea prin curte, merge spre turnul chiliei. Avem aici niște urme ale unor așezări gospodărești sau casele slujitorilor, cam atât a mai rămas. Și casa Dionisie Lupu. Așa arăta fiecare. Da, așa arăta casa aceasta din spate. Ia priviți-o. Au refăcut-o destul de bine. Da. Da. Este o copie fidelă. Bravo. În partea dreaptă avem Biserica Mare Domnească, numită și Biserica Adormirii Maicii Domnului. Ea a fost ctitorită în 1584 de către domnitorul Petru Cercel. Hai să vedem cum arată și la interior. Hai să vedem dacă e deschisă. Cred că avem noroc.
să o vedem. Ea mai are o caracteristică aparte bisericilor normale. Se spune că la interior avem un balcon pentru familia domnească. Se pare că avem noroc. Ai, ce pictură veche. Dar nu se mai văd fețele îngerilor. Wow. Picturile sunt vechi. Aici sunt domnitorii de jur împrejur. Este funerară a doamnei Elina, soția lui Matei Basarab. Wow! Da, frumoase detaliile. Wow, dar ai văzut ușa? Eu acum am văzut-o. Ia uitați ce sculptură! Chiar frumoasă! Da, ce detalii! Și hai să vedem unde e acel balcon. Uite, aici cred că e scara. În partea dreaptă. Da. Dacă de veche este. Dar este interesant că este pictat în totalitate. Toți pereții sunt pictați în totalitate. Stâlpii. Dar acolo unde cred că a fost renovat, nu sunt picturi, dar e foarte interesantă. Da, frumoasă. Sunt totuși picturi veche, de la 1500. Da. Dacă mai sunt, într-adevăr, picturile originale, da, este o adevărată comoară. Și cred că sunt, pentru că n-au zis nimic de restaurare sau exteriorul, da, se vede că a fost restaurat. Dar cred că au păstrat în mare măsură picturile. Da, balconul. Sigur acela este balconul familiei. Deci, pe peretele acesta avem domnitorii Petru Cercel și Constantin Brâncoveanu în ipostaza lor de ctitor, ținând în mână biserica, iar în spatele lor se regăsesc Nicolae Basarab și Matei Basarab. Iar pe peretele acesta avem pictat chipul lui Mihai Viteazu, Radu Șerban, Constantin Șerban, Șerban Cantacuzino și Radu Mihnea. Iar acest clopot este turnat la Cadânsc în 1669. El a fost adus de undeva din Iași, de la o mănăstire ruinată pe nume Clatea Bucium. Aici avem ruinele unui castel din secolul al XVI-lea, construit de Petru Cercel, care a considerat că vechiul castel nu mai era destul de măreț pentru perioada sa, așa că a ordonat construirea unui nou castel. O să intrăm în subsol, unde ar trebui să fie o expoziție, să vedem ce găsim aici.
Ia că avem și aici niște... Da, arată foarte bine. Și aici avem mai multe pietre funerare și inscripții. Dar zidurile, da, într-adevăr, sunt foarte bine păstrate. Deci a fost o construcție, într-adevăr, măreață la vremea sa. Mărimea castelului este mult mai mare, dar din păcate nu am acces la toate camerele. Văd că au multe obiecte aici vechi. Na, interesant. Bine că există și că au ce să pună în valoare. Da, urmează vreo să fie expus. Urmează, probabil, da. Cred că o să ieșim. Nu, apăsă. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Deși nu cred că avem acces la prea multe camere. Oh, da, uite, continuă. Da, interesant. Acolo este expoziția. Să vedem ce mai găsim aici. Ce fie aici? Oh, sunt foarte mulți bani. Interesant, îmi place. Îmi place să explorez locurile de genul. Suntem pe zidurile palatului. Oh, și aici e destul de adânc. Cât de fain se vede! Oh, iar aici avem biserica. Thank you.
Și aici avem turnul Chindiei, care a fost construit în jurul anului 1440 ca un element esențial al fortăreței, de către Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, și acesta a servit de-a lungul timpului ca turn de strajă, refugiu, apărare și mai apoi ca turn ceasornic în secolul al XVIII-lea, de unde se trage și numele de Chindie, aceasta însemnând a Sfinții Tamurg. O să intrăm și înăuntru, că văd că se urcă până sus, cred, să vedem cum arată și de sus orașul Târgoviște. Ce frumos se vede! Ia uitați ruinile Palatului Domnesc. De-a lungul istoriei, acest turn a fost folosit și ca prizonier, ca închisoare pentru prizonierii curții domnești. Și că am citit despre asta. Perlita. Și aici se încheie turul nostru la Curtea Domnească din Târgoviște. A fost o plimbare foarte plăcută și cu vremea frumoasă a fost un bonus. Așa că sperăm că v-a plăcut și dacă nu l-ați vizitat încă să o faceți. Merită din plin și este o plimbare ușoară. Da. Puteți veni și cu copii. Da. Este un spațiu potrivit și pentru copii. Da, ușor accesibil. Și cam asta a fost tot. Sperăm că v-a plăcut. Mulțumim din nou pentru vizionare și ne vedem în video următor. Da, mulțumim! Nu uitați să dați un like, subscribe sau un comentariu. Da, vă așteptăm cu mare drag. Hai, ciao. Mulțumim. Ofițerul de cavalerie și călăreț și cavaler. Aici suntem la unitatea militară din Târgoviște, anume unitatea militară 01417, un loc cu niște memorii, nu știu dacă sunt triste sau fericite, dar aici a avut loc procesul, execuția lui Nicolae și a lui Elenei Ceaușescu, ca și un scurt istoric, la 14 decembrie 1989 începeau primele proteste în Timișoara, care s-au extins în toată țara cu pași rapizi, și la 22 decembrie soții Ceaușescu erau capturați la centrul de protecție a plantelor de lângă Târgoviște. Apoi au fost transportați în pădurea Rățoaia și ulterior aici, la unitatea militară, unde au fost pus sub pază strictă, și la 3 zile după, în data de 25 decembrie, au fost judecați și condamnați la moarte, apoi executați chiar aici, la 5 minute după terminarea procesului.
Haide să vizităm împreună muzeul, mini-muzeul și locul în care au fost judecați și împușcați, soții Ceaușescu. Dacă ți-ai avut grijă, am cameră și se vede. Adică se percepe o taxă. Ah, ok. Foto și primare și mai mare. Ok. Ah, ok. N-am știut. Mulțumesc. Aceasta este camera în care soții Ceaușescu și-au petrecut ultimele 3 nopți, 4 zile de când au fost aduși aici. Folosite, cred că, în armată și nu știu dacă și în pușcării. Și cu uniformele. Clădirea a fost păstrată așa cum a fost atunci, adică se vede că nu s-a umblat la aspectul ei. Veche și să ieșim în locul unde au fost executat soții Ceaușescu. A trebuit să fie pe lângă zid. Da. Este destul de tremurător așa sentimentul să pășești pe poteca asta pe care au pășit și ei în ultimele momente ale vieților. Mi se pare oricum un eveniment trist din punct de vedere al, nu știu, modalității de omorâre, de sfârșirea acestui, de judecată, și faptul că era și data de 25 decembrie și
Da, au și ei, au avut copii. A fost, cred că, o zi prea plăcută. Iar aici este locul de execuție. Din 25 decembrie 1989, ora 14:45, aici se văd trasate. Da, locul în care au căzut cadavrele și în perete vedem urmele de gloanțe. Urme care ușor, ușor se pierd în timp. Ce mi se pare mie ciudat iarăși, deși nu eram născută, eu m-am născut în 90, nu știu cum s-a perceput la momentul respectiv, dar mi se pare un pic sinistru faptul că au și televizat. Ceea ce mi se pare foarte crud este faptul că judecata și execuția au fost filmate și difuzate la televizor, la televiziunea română și în toată lumea. Adică ok, au făcut ce au făcut, dar mi se pare un pic cam prea mult să difuzeze o execuție la televizor. Da, și mie mi se pare destul de crud. Da. Uite, sunt curioasă cum au perceput părinții noștri, pentru că ei au fost maturii acestui eveniment. Sunt curioasă cum au perceput ei. Poate chiar o să... Da, imaginea asta televizată. O să întrebăm despre un pic cam mult. Dar asta a însemnat un finalul unei ere în istoria României, anume comunismul. Da.